pentru că numărul românilor care consumă apă de la robinet scade pe zi ce trece, iar oamenii preferă să consume apă îmbuteliată, mai mulți senatori au elaborat un proiect prin care autoritățile vor veni în ajutor cu filtre gratuite. Măsura vine pentru a garanta dreptul fundamental al cetățenilor la apă potabilă și de a informa populația cu privire la calitatea apei pe care o consumă. Potrivit proiectului, în cazul în care apa nu se află în parametrii de calitate stabiliți, locuitorii vor beneficia la cerere de un filtru de apă. Acesta ar urma să fie decontat de primărie. România se situează printre ultimele state ale Uniunii Europene în privința consumului de apă potabilă. Românii consumă din ce în ce mai multă apă îmbuteliată, iar oficialii doresc să schimbe acest lucru. Potrivit inițiativei legislative, fiecare locuință din România va beneficia de o testare gratuită a apei. Autoritatea de Sănătate Publică Locală va preleva probele de apă din locuințele utilizatorilor. Momentan, legea a fost depusă la Senat. Pentru a fi aprobată, aceasta trebuie adoptată de ambele camere și promulgată de președintele Claus Iohannis.